Bună dimineața! După cum vedeți, am plecat într-o mică excursie. O să stau foarte puțin. Sunt în Republica Moldova. Mai am 60 de km până la Chișinău. Am plecat undeva noaptea, pe la 3:30. Sunt puțin supărat, nervos. Am fost oprit de 3 ori de poliție. Am deja 2 amenzi. Să vă povestesc. Prima, la vamă, am vrut să iau vinieta. Am intrat înăuntru, era un vame și a zis că nu servește. Mă gândeam că nu servește masa sau ce. Deci mi-am dat seama că nu fac rovinete la ora aia. Nu servește. Ok. În 5 km m-a oprit poliția. Că de ce nu am rovinetă? Dar nu pot să o cumpăr toată ziua? Nu. Păi dacă la vamă nu pot să o cumpăr. Tu știai asta. Până acum n-am dat de niciun peco. Mă oprești și îmi dai amendă? Da, și mi-a dat 2400 de ron moldovene, de lei moldovenești. Foarte obraznic, foarte agresiv. Vorbea când pe rusă, când pe românește. I-am zis să vorbească numai în românește, s-a supărat. Era fiert. A doua oară, pe drum, în coloană, de 10 mașini, eu eram undeva pe la spate, a 8-a mașină, a 7-a mașină, trecem de un echipaj de poliție și cu un Duster. Au punit girofarul, sirenele, dintre toți, i-a depășit pe toți, pe linie continuă, s-a pus în fața mea și m-au tras pe dreapta. Mi-a zis că am viteză. Ce viteză când eu mergeam în coloană? Mi-a zis că am 56 de km la oră în oraș. Este incredibil. Deci eu eram în coloană, deci eram singura mașină cu numere de România. Deci te hărțuiesc, ăștia e ceva de nedescris. Dacă te-au văzut cu numere de România, te hărțuiesc. S-au uitat dacă le dau ceva, eu n-aveam, de unde am doar cardul. Ajung la Chișinău și o să scot bani. De unde bani, lei moldoveni sau... Na, nu aveam. Și mi-au dat amendă de 4.000 de lei moldovenești. Acum... 5 minute am fost oprit iar într-un oraș, cum te văd cu un numere de România, ești tras pe dreapta. Le-am povestit că am fost oprit de 2 ori, o dată pentru viteză, o dată pentru așa, pentru rovinietă. Eram nervos, indignat, s-a dus unul la mașină, s-au întors, s-au gândit, m-au ținut pe acolo vreo 20 de minute, s-au stat în mașină, mă gândeam că iar îmi dau amendă. Cred că au vorbit prin stație, nu știu ce au văzut, că am 2 amenzi și m-au lăsat să trec. Acum am oprit într-un orașel de asta, am scos niște lei moldovenești. Dacă mai prește cineva, nu știu, să le dau bani sau ce poți să faci. Deci poliția de aici este foarte, foarte agresivă cu străini. Dacă au văzut numele de România, 100% te oprește. Și este plin de poliție. N-am văzut așa ceva niciodată. Na, sper să mă liniștesc, o să ajung la Chișinău și... Vedem, vreau să merg în piața centrală din Chișinău, să vizitez. Am înțeles că e foarte interesant. Sunt multe de văzut și multe de povestit acolo. Sper să nu mai oprească poliția, poate, nu știu, am noroc. V-am spus, la fiecare colț de stradă este poliție. Asta este, mergem înainte. Au făcut semne că iar este poliție, sunt curios dacă mă opresc. Trebuie să dau telefonul, că le dau motiv. Hai să vă arăt și amenziile. Uite, una și cealaltă e pe jos. Foarte primitori sunt cu românii. Nu știu, dar parcă ne urăsc. Au ceva cu noi. Asta e hărțuire, nu știu. Da. Am avut noroc că în fața mea era o mașină tot de România. Mergeam în coloană. Un BMW scump, un X7 de Galați și l-a oprit pe el. Dacă nu, mă oprea pe mine. Deci noi mergem în coloană, pe moldoveni nu-i opresc, dar pe noi da, pe români. Super. Am reușit să parchez mașina, e aici o parcare. 20 de lei ora, uite. Și dacă stai 3 ore, e 120. Nu, 40.
Da, de mult vreau să văd piața centrală din Chișinău. Am văzut câteva întâmplări hazi pe aici. Uite, căciuli. Adidas este firma. Aici costum sportiv. Asta e unde intrarea. Astea sunt niște galerii. Aici o fi. Uite, costum sportiv, verde. O geacă 800 de lei, asta înseamnă împărțit la 4, 200 de lei de ron. Piața industrială. Nici nu știu pe unde să iau. Parfumuri, lunțuri de aur. Toți sunt cam aceeași marfă. De aici te delici. Așa zic ei când te îmbraci, e mai frumos. Vă zice că te-ai delicat. Și când o fată se machiază, zice, se zice că te-ai vopsit. Ce fain te-ai vopsit. Hai că te-ai machiat. Încep să mă obișnuiesc cu... Uite. Pantofi, pantaloni, scuzați. Mă interesa piața de zarzavaturi, cu mâncare, cu... Trebuie să fie și pe... și așa ceva. Articole bisericești. Aici nu prea văd mare lucru. Ia. Deci. Inimi, pipăte. Pulpe, spinari. Spinari, 13 lei. Destul de ieftin. Uite și aici. Pui. Asta ce sunt? Prune. Prune afumate. Bomboane bucuria. Păi, dar câte prune mănâncă? Toată lumea mănâncă prune? Ar fi interesant să găsesc și un mic restaurant cu mâncare așa de piață, cum sunt la noi mici. Aș vrea să gust ceva. Mandarine fără sâmbure. Suc natural. Hai să mai căutăm.
Ai vrea să avarzi omura ta. Au murături. Mi-e poftă de un pahar de... de zeamă de varză. De ce bine arată ăștia? Avem chipiere, avem vânt, avem patlanghiere. Arată bine. Chiperi, iardei. Ce murături faine, ciuperci. Conopidă. Între urechi de lemn murate, ghebe, hribi. Foarte tare. Mirodenii. Dulciuri. Până acum nu s-a supărat nimeni că filmez. Sper să rămână așa. Mi-am stricat buna dispoziție, dar îmi revin eu. Uite, made in Turcia. Originale. Turcia, Turcia. 50 de lei niște pantaloni. Uite, coadă la ochelari aici. Toată lumea cumpără ochelari. Să înțeleg că dacă sunt din Turcia, sunt de calitate. Marfă bună, nu? O pisicuță. Torturi gustoase. $226 tortul ăla, vine 55 de lei. Foarte puțin. Șampanie 20 de lei, 30 de lei sau mai puțin. Coniac. Nu găsesc eu un restaurant așa de piață să mănânc la botul calului. Hai să iese, mă întorc. Mai caut. Vecio. Închis la Vecio. Genți, portofele. Mânuși 100 de lei. 25 de lei, sper că e mânuși. Uite, aici era interesant. Udon cu pui. N-am mâncat niciodată. Udon cu vită. Uite ce ieftin. Soba cu vită. Mâncare chinezească. Arată foarte bine. Păcat că e închis. Mai mergem. Piața e destul de mare. Uite, aragascalul meu. Mama mea, ăsta are două ochiuri mari. Ăsta e bun. Nu scrie prețul. Majoritatea tarabelor sunt închise. Cred că este 2 și nu s-au trezit din petreceri.
Iar la ei abia acum începe. Iar vine Crăciunul, iar vine Revelionul. A fost și Sfântul Vasile. Numai bun motive să de sărbătorit și de băut. Beraș, ia ce ora avea aici. Să-mi iau și un beraș. Îmi iau un beraș. Cartofi. Varză și cartofi. Am cumpărat un șuberec și un belaș. Amândouă cu carne. 30 de lei a costat. Imediat asta și gust. Las puțin să răcească că frige. Șuberecul, cred că e cu carne de pui. Un șuberec normal. Am mâncat și mai bune. Belașul are gust de gogoașă și puțin dulce și văd că undeva la mijloc are carne, foarte puțină, tot așa, de pui, cred. Ăsta e mai bun puțin, de multă cocă, da, te saturi. Magazin aici cu mezeluri. Crembuș Dorința. Falcă, 95 de lei. Ieftin. Ceafă. Prețul e mai mici ca la noi. Mult mai mici. Continui plimbarea. Cricova. Ce fain, zic ei, se primește brânză de oi. $15 kg. Interesant. Mezelurile, sincer, ale noastre arată mult mai bine. Și nu mai zic ce am văzut în Odessa, în Ucraina. Aia a fost top. Deci biscuiți. Turtă dulce. Un kilogram de rozi, 45. Ieftin. Roșii, anuz roșii, portocale. Da.
Ia, aici e coada. Aici se dau icre. Fără singur, dar din 150, de 12. Да. Снимаете за съемки оплата дополнительная? Да? Foarte ieftin, am văzut măsline cu 15 lei kilogramul. Foarte, foarte ieftin. Cârnat preferat. Ciupercile 40-50. Da, prețuri mici în piață. Eu mi-am făcut așa o părere despre piața. Nu găsești foarte multe lucruri. Mezerul la noi arată mult mai bine. Uite, zici că e de la pentru câini. Sunt convins că au și alte produse. La un magazin mai răsărit trebuie să intru. Să vedem acolo cum stă situația. Mai știu să mă întorc la mașină. Mă duc acum către prietenii mei. N-am venit și eu cu mâna goală. Am adus de toate, inclusiv apă. Sunt nebuniți după apa Borsec. Am adus 10 baxuri de apă. La fel și ucrainienii. De câte ori plecau la în Ucraina, la Odessa, își luau multă, multă apă cu ei. Apa asta Borsec este minunată. La toți place. Uite ce oan. Tuci 400. 100 de lei în bani noștri. Am adus pe link, am adus din produsele mele care le-am făcut de Crăciun, cele care le-am dat și lui Marcel. Am pe bagajul plin. Inclusiv mici. Aici ori nu se găsesc, ori nu au aceeași calitate. Sunt înnebuniți după micii noștri și am fost și am luat de la Selgros două tăfi de alea mari cu mici. Poate prăjim mai ceva. Oricum și iau la mâncare, nici nu vreau să mă gândesc. Mama mia. Hai, sper să-mi găsesc mașina. Tare mă distrează cum scriu ei liceu. Hai că aici la clădirea asta mașina. Aici la prietenii mei, găinile sunt, ia ce bine sunt, mai a făcut ouă, uite, e una care face ouă acolo, ia, se vede, se vede, uite,
Vin și ți-au eu ouăle imediat. Ce simpatice sunt. Opa. Cocoș. Și aici, iarna pe deal. Câtă liniște. Și ce aer curat. Lavandă. Ia uitați aici ce mașină faină. Cum ar fi să ieși cu asta prin centrul Bucureștiului pe Magheru. Și pregătită pentru război, vedeți? Are bombe aici. Rachete nucleare. Dar cu ce o merge asta? Cu uraniu? Mă bate gândul să-mi iau așa ceva. Și mă duc la taverna racilor. Și mă minunez ce bună e mâncarea. Cât de bine mă simt aici. Mutanul ăsta a avut... Ia uitați ce a pățit. Vedeți? Că-i tâns aici? Băi, știți ce a pățit? Au pus pe hârtie, lipiți de la ca să prindă șoareci și în mijloc puține cărniță. Și a dus acolo motanul și a rămas lipit motanul în hârtia aia cu lipici. Și a trebuit să-l tundă, că altfel nu mai avea cum să-l scoată, dar cărnița toată a mâncat-o. Aici e ca la Nuba, vedeți, ca bogații, aducem șampania în, nu mai merge cu roaba, aducem în cadă. Uite. Așa-i pății, mă? Te-ai lipit? Te-ai lipit, mă? Uite-l. Să vă arăt și cazarea mea. Te surcă aici pe scară. Și acolo e camera mea. Uitați, am ușă. N-am geamuri. Încăpătoare așa. Cazarea. Glumesc. Casa e foarte mare. Eu dar venim acasă la Moldova, știi? Și mă duc cu Doina și zic, Doina, tu ne-ai dat atât, dă-mi te rog frigiderul. Doina se duc la mine, nu înțelege. Cum să-ți dau frigiderul? Petrecerea continuă la interior. Ne-am strâns mai mulți. Vecini, prieteni. Toți sunt oameni extraordinari. Na, ce să zic de ziua de astăzi? Am avut ceva probleme cu miliția din Republica Moldova. Oamenii, să știți că sunt extraordinari. Ideea este că sunt prea mulți milițieni. Sunt puși pe japcă. Nu știu, au ceva probleme cu noi, cu românii. Habar nu am. Mie așa mi s-a părut. Asta a fost ziua de astăzi. Uite, încă vine mâncare. Deci, sunt 4 ore de când se aduce mâncare și încă 4 ore cred că o să mai fie mâncare. Asta este ospitalitatea la moldoveni. Eu iubesc.
Vă spun la revedere, noapte bună. Nu uitați, ținem legătura și ne vedem mâine. Doamne ajută! A venit pisicul Putin. A venit pisicul Putin. Ce ai pățit, mă? Ce ai pățit? Te-a prins... Ce jerpărit e. Te-ai prins în cușca de... Cursa de șoareci. Banditul frumos. Noapte bună!